Vă salut pe toți, dragii mei! La început vreau să vă felicit cu prima zi de toamnă, prima zi de școală. Mă felicit și eu pe mine că sunt în toamna vârstei și vreau să-mi prelungesc toamna împreună cu voi cât mai mult, dar cu primăvară și cu lumină în suflet, care e și pentru voi. Vă mulțumesc că sunteți cu mine. Și mi-am ales filurețul de astăzi, va fi pentru favoritele lunii august. Luna august a fost foarte încărcată, bogată și desigur că favoritele mele sunt cele 8 principii ale sănătății. Nutriție, exercițiu fizic sau mișcare, apa, soarele, aerul, temperanța, odihna și credința sunt favoritele mele, dar nu pot să fiu în armonie cu sine, cu cei din jur, dacă nu am grijă și de exteriorul meu și de interiorul meu. Așa este. Și să vedem care au fost favoritele mele în luna august. Primul și cel mai important favorit a fost nutrientul calciu. Calciu care nu mă despart de el. Calciu care mi-a ajutat să mă simt bine la mare, mi-a ajutat să mă simt bine în perioada caniculară, având în vedere că cu vârsta undeva un procent din țesutul rinichilor scade și asimilarea calciu la fel scade, am luat 2 grame de calciu în perioada caniculară și în luna august. Mi-a plăcut foarte mult și l-am ales că e favoritul meu. Desigur că am 2 favorite aici, 2 creme de protecție care mi-au ajutat să mă protejez de razele solare. Crema de la Academie, care am folosit-o pe timpul verii și în august și la mare, cu un factor de protecție 40, mi-a ajutat foarte, foarte mult. Și încă o cremă de protecție cu factor de protecție foarte înalt, 50, care la fel am folosit în perioada lunii august pentru protecție solară, mai ales la mare, fiindcă mi-a slujit și ca o bază de machiaj și ca protecție. De aceea le iubesc pe ambele. Mi-au fost prietenii fideli în luna august. Și un prieten fidel de la Bioderma este un ser cu acid hialuronic. Acidul hialuronic, care la fel m-a ajutat pentru a menține tenul hidratant, pentru a-mi hidrata și a-mi proteja și în timpul zilei și pe perioada și în timpul nopții. Desigur că mi-a plăcut foarte mult și favoritul meu lunei august. Aici mai este și vom mai folosi un alt favorit pentru corp, la fel de la Bioderma, lăptișorul pentru corp. E super, super, super. Am folosit și alte lăptișoare, alte produse pentru corp, dar acesta l-am ales ca favoritul meu al lunii august. Și vedeți că mai am, probabil o să fie și favoritul lunii septembrie, căci hidratează bine, menține hidratarea și e minunat. E minunat, e minunat. Încă un favorit al meu este și a fost în luna august crema pentru picioare de la Academie pentru picioare grele, având în vedere că mă mișc foarte mult, fac exerciții fizice și deseori, desigur că simțeam mușchiuleții și seara la aplicarea acestui produs minunat, care conține extract de mintă, extract de camforă, dar are un miros plăcut.
Nu e atât de înțepător. Îmi place foarte bun, este și de aceea și l-am ales. L-am ales ca favoritul lunii august. Ce vreau să zic despre produsele favorite? Mi-au ajutat toată luna și de aceea le zic mulțumesc acestor produse pentru alegerea mea. Dar vreau să vă trag atenție la două produse care în luna august au fost mega favoritele mele. Mega, mega favoritele. Acesta este peroxidul de hidrogen de 3% și a doilea favorit, uleiul de usturoi. Aceste două produse sunt supra-mega-mega mega favorite, deoarece mi-au ajutat și le-am folosit în programul meu detox în luna august. Și de aceea sunt pentru mine cele mai, fiindcă apa, peroxidul de hidrogen sau apa ozonată, l-am folosit peroxidul și în programul detox, începând de la cavitatea bucală, și pentru detoxifierea corpului, și pentru măsculițe, pentru scrub. Bravo! Peroxidul de hidrogen și ușor de aplicat, ușor de folosit. Uleiul de usturoi. Luam doar o căpsuliță, care era egal cu 10 bucățele de usturoi. De aceea și el este mega, mega, mega. Vă închipuiți doar o capsulă de usturoi din această cutiuță. L-am folosit pe tot. Și vreau să vă menționez că în menținerea și în programul de antiîmbătrânire să aveți grijă ceea ce folosiți și cum folosiți, căci programul antiîmbătrânire este un program global care are întrânsul, care este format sau din menținerea interioară și menținerea exterioară. Doar în felul acesta și în modul acesta putem să ne menținem sănătoși și frumoși. Vă doresc un început de toamnă frumos, luminos, cu succese în învățătură. Noi toți suntem elevi, noi toți suntem studenți, că mereu, mereu ne învățăm ceva nou. Împreună cu voi și eu învăț ceva nou. Învăț ceva pentru mine, vă dărui vouă și astfel ne învățăm unii de la alții. Vă mulțumesc că sunteți cu mine și ne întâlnim sâmbătă pentru o pentru un multimasking. O să vedeți ce e aceasta. La revedere, vă îmbrățișez cu drag și vă pup. Pe curând!